Aici, în sud-vestul României, sunt încă puternică. Stăpânesc suprafețe întinse. Eu nu am nevoie de voi așa cum voi oamenii aveți nevoie de mine. Eu sunt sălbăticia din Carpați. Parcul Național Retezat este primul parc național din România, înființat la inițiativa lui Emil Racoviță. E minunat retezatul vreme de 365 de zile pe an, cu ale sale 80 de lacuri și tăuri glaciare. Dar parcă și mai frumos e la început de vară, atunci când se îmbujorează pe întreg cuprinsul său, grație rododendronului, una dintre cele aproape 1200 de specii de plante care pot fi întâlnite aici. Caprele negre, specie pe cale de dispariție, sunt stăpânele timide și grațioase ale înălțimilor. Le poți vedea, una, două, sau un ciopor întreg, agățate de stânci. Un alt locatar de drept al Carpaților de sud-vest este ursul brun. Urșii populează încă firesc pădurile mele. Și ar fi fost cu siguranță și mai mulți dacă nu s-ar fi întâmplat tăieri masive de păduri, braconaj și vânătoare necontrolată. S-a mai întâmplat ca vreun cioban supărat să pună și el mâna pe vreo armă, atunci când ursul sau lupul i-au atacat turma, luându-și tributul. Dar oierii adevărați știu că ăsta este mersul firesc al naturii de la începuturile lumii încoace, la fel de firesc precum transhumanța și pășunatul oilor vara la munte. Acolo sus e iarbă grasă și bună, și la fel de gustoase vor fi laptele și brânza. Pământul ăsta binecuvântat e și pentru ei sursa existenței. De vrei să privești retezatul în toată splendoarea lui, poți opta pentru un zbor cu parapanta. Sau poți lua la pas mărunt cărările de munte, trasee marcate care duc drept și sigur acolo unde vrei să ajungi. Adevărații iubitori de munte poartă cu ei nu numai bocancii în picioare, ci rucsacul în spate, dar și o desagă doldora de informații despre cum trebuie să se comporte atunci când se află într-o arie protejată, cu respect pentru natură și pentru cei ce vor mai călca pe acolo secole mai târziu. Comportamentul omului de munte adevărat se manifestă atât pe traseu, cât și în locurile de campare, cele speciale amenajate, care nu trebuie confundate cu ograda proprie și nici nu trebuie transformate într-o aglomerație urbană, așa cum arată tot mai des unele zone din retezat, rezultat nefericit al turismului de masă, necontrolat, practicat de cei dornici să bifeze și retezatul, cu autoturismul propriu până în vârf, dacă ar fi posibil. Munții Țarcu sunt o zonă naturală protejată, care cuprinde un eșantion semnificativ de habitate și specii sălbatice.
Dintre acestea e musai să vă fac cunoștință cu cocoșul de munte. O pasăre care trăiește doar în câteva țări europene, mai cu seamă în zone montane împădurite, puțin circulate. Arare ori își face apariția. De aceea o întâlnire cu el e noroc curat. E atâta frumusețe și liniște în jur. E locul perfect pentru schi de tură. Cu asemenea mijloace de transport, care nu dăunează, poți ajunge pe culm. Numai bine ca să aluneci de acolo la vale, pe pante cu zăpadă necălcată. Aici, la fel ca odinioară, pasc turme de oi, ale căror siluete se confundă adesea cu bolovanii presărați pe versanți. Oile, ca și pietrele, sunt parte integrantă din peisaj. Doar numele țarcu din tradiția oieritului se trage. Tradiție pe care oamenii locului au păstrat-o generație după generație. E și acum, ca și în vechime, un mijloc cinstit de a câștiga o pâine. Un ecosistem sănătos e acela în care omul se poate manifesta firesc, atâta vreme cât acest lucru e în deplină comuniune cu natura. Nu e vorba doar despre activitățile tradiționale, ci și despre turism. Mă bucur când mă vizitează cei care vor să-și mențină tonusul bun în aer de munte. Sunt rănită însă de fiecare dată când o mașină de teren îmi calcă pajiștile sau abrupturile, lăsând în urmă răni adânci în pământ și nori negri de praf. Tot echilibrul construit în milenii poate fi distrus într-o clipă. Și asta doar pentru distracția și setea de adrenalină a unor oameni care nu au înțeles că nu așa se cucerește un munte. Și nici cu motocicletele turate la maximum, pentru plăcerea de a auzi urlet de motoare în loc de liniște sau sunet de talangă. Aerul miroase prea des și amețitor anoxe, iar muntele este resculptat cu fiecare trecere în mare viteză pe două roți. Aș vrea să știu că aceia care vin până aici au în vedere tocmai zona protejată, cu tot ce înseamnă ea, adică fauna și flora, peisajul nemodificat, pădurile seculare și apele cristaline încă populate. Asta atâta vreme cât microhidrocentralele de pe râurile de munte, în jurul cărora se face atâta vâlvă, vor rămâne doar proiecte pe hârtie și nu vor crește una după alta, precum ciupercile după ploaie. Beneficiile lor, dacă pot fi numite așa, sunt doar imediate și infinit mai mici comparativ cu daunele pe care le produc prin distrugerea ecosistemului. Și dacă tot am ajuns la capitolul răni, una care sângerează adânc, la propriu, e cea provocată de braconaj și vânătoarea necontrolată, ce au drept rezultat un rău ireparabil. Câțiva kilometri mai încolo este Parcul Național Domoglet Valea Cernei. Chei și prăpăstii, canioane săpate de pâraie repezi de munte. Dar imaginea care rămâne pe retină este aceea versanților calcaroși împânziți cu pinul negru. Un arbore din vegetația mediteraneană. Este vorba despre subspecia banatica, care atinge înălțimi de 30-32 de metri, mai puțin decât confrații săi
din alte zone ale Europei Sudice or Asiei. Tot aici se regăsește aproximativ o treime din populația de fluturi a României. Specia care apare în orice conversație despre zonă este fără îndoială vipera cu corn. Iar aici aveți toate șansele să observați această reptilă extrem de sensibilă. Și de altfel hărăzită cu un rol bine definit în ecosistem. Cum de altfel aveți șansa să faceți și alte lucruri inedite. O drumeție pe scări, de exemplu. Pentru localnici, e singurul drum direct către casă. Fac asta de când se știu și nu-și imaginează cum ar fi altfel. Cum nu-și imaginează nici viața altundeva, fără peticul de pământ lucrat cu trudă, la fel ca acum 100 de ani. Fără animalele care fac parte din familie și fără locul ăsta unde le-a fost dat să se nască și să se stingă. Multe lucruri au rămas pe aici încremenite în timp. Printre ele și peisajul calcaros, atât de atrăgător pentru amatorii de cățărare. Zona e de altfel faimoasă pentru nenumăratele trasee amenajate aici, cu diferite grade de dificultate, perfecte pentru începători și pentru cei experimentați în egală măsură. Așa mai zic și eu, să cucerești muntele. Cea mai veche stațiune balneoclimaterică de pe teritoriul actual al României este Băile Herculane, celebră pentru izvoarele sale termale încă de pe vremea romanilor și care a cunoscut anii săi de glorie în timpul stăpânirii habsburgice, când apele minerale și termale de aici, aerul ozonat și peisajul spectaculos atrăgeau lumea bună din întreaga Europa. Resursele naturale există și acum, dar din măreția băilor de altădată n-a mai rămas decât o ruină, străjuită de statuia impunătoare a lui Hercule. Iar ruina e acutizată prin modalitatea haotică în care unii aleg să facă turism în zonă, cu mașini parcate neglijent pe marginea șoselei, cu miros de grătare și mititei și muzică dată la maximum, la doi pași distanță de tot ceea ce un parc național poate să ofere. Parcul Național Semenic Cheile Carașului poate fi numit un adevărat parc național al fagului, pentru că aproape 80% din suprafață e acoperită cu păduri de foioase, în special fag. De altfel, aici se întinde cea mai mare pădure virgină de fag din Europa, având o vârstă venerabilă de câteva sute de ani, una dintre ultimele de pe continent și tocmai de aceea extrem de valoroasă. Pentru că un astfel de loc este casă pentru natura în stare pură, nemodificată de mâna omului. Clima variată și formele de relief complexe oferă pe întreg cuprinsul parcului locul ideal dezvoltării unui adevărat paradis vegetal. Evident că fauna nu se lasă mai prejos, așa că paradisul ăsta vegetal e populat cu o varietate de animale sălbatice, de la insecte, pești, amfibieni și reptile, până la carnivore, din care se remarcă maiestuos râsul. Un animal prădător extrem de inteligent și agil, care se folosește de calitățile sale fizice, anume culoare, capacitate de văz, mișcare și auz ascuțit,
pentru a-și captura rapid și sigur prada. Râsul își găsește casă primitoare în pădurile seculare, dar fauna e răspândită pe întreg arealul parcului, din munte până în cheile Carașului, faimoase pentru sălbăticia lor. Aici se găsesc pereți calcaroși cu vegetație abundentă, izvoare carstice și peste 500 de peșteri și avene. O adevărată împărăție subterană, numai bună de explorat pentru speologi. Peșterii Comarnic îi merge vestea că e cea mai frumoasă din Banat și una dintre cele mai mari din România, cu o lungime de peste 5 km, atât cât se cunoaște până acum. Deschizătura din inima muntelui e admirată pentru aspectul său monumental și pentru formațiunile sale stalagmitice de mari dimensiuni. Are, bineînțeles, și locatari, diverse exemplare din neamul crustaceelor, insectelor și arahnide, dar și colonii de lilieci. Nu poți trece pe aici fără să vizitezi Gărâna, satul pemesc renumit în trecut pentru tradițiile și gastronomia vechilor săi locuitori. Germani veniți în Banat tocmai din Boemia, în vremea colonizărilor inițiate de împărăteasa Maria Terezia, iar de ceva vreme faimos pentru festivalul de jazz, ce face deja istorie, aducând an de an pe scenă nume cu greutate, spre deliciul publicului venit din țară și din străinătate. Iar bucuria muzicii e însoțită de grija pentru natură a organizatorilor și a spectatorilor deopotrivă. Pe cât de mult bine face zonei un asemenea eveniment, pe atât de mult rău fac tăierile de păduri, ce par scăpate de sub control. Hectare întregi de arbori doborâți la pământ, urmele adânci ale tafurilor ce au tăiat răni de-a lungul și de-a latul muntelui, adevărate dezastre cu efect imediat sau pe termen lung. Iar comunitatea locală rămâne în urmă la fel de săracă. Nu departe se află cheile Nerei, cele mai lungi și, se spune, cele mai sălbatice chei din România. Peisajul carstic este cu atât mai fabulos cu cât, aflându-se într-o zonă greu accesibilă, nu a fost călcat și e prin urmare intact. Șoimul călător este pasărea de pradă despre care se știe că e cel mai rapid animal de pe planetă, viteza cu care zboară depășind uneori 350 de km la oră. Șoimul călător este o ființă fidelă atât partenerului de viață, cât și cuibului, pe care și-l construiește pe vârfuri stâncoase, inaccesibile, în crăpături care ar trebui să fie suficient de mari pentru a adăposti chiar și 4 puișori. Tot aici și-a făcut casă și scorpionul carpatin. Singura specie de scorpion care trăiește în România și care, în ciuda reputației înfricoșătoare, nu reprezintă un pericol de moarte pentru om. Nu sunt deloc deranjată de turele de bicicletă pe care amatorii de pedalat le întreprind prin zonă. Există deja o mulțime de trasee special marcate pentru așa ceva, iar cunoscătorii spun că e terenul perfect pentru mountain biking. Cu bicicleta poți merge fără grijă și pe cărările deja cunoscute,
care duc spre lacurile și cascadele din zonă. Unul dintre cele mai frumoase trasee urcă de la podul Bay, pe lângă cascada Văioaga, mai puțin cunoscută decât suratele sale din împrejurimi, pe valea râului Bay, către ochiul de apă cu reflexe azurii, care spune legenda beiului îndrăgostit de o fată din popor. Ceva mai sus se găsește cascada Beușnița, al cărei aspect de văl de mireasă este datorat mai multor căderi de apă care se întrepătrund. Primăvara e anotimpul perfect pentru o tură de rafting pe Nera, râul capricios care se întinde ca o coloană vertebrală a Parcului Național Cheile Nerei Beușnița. Raftingul reprezintă nu numai un mijloc de recreere deloc invaziv, ci și o modalitate plăcută și amuzantă de a străbate cheile. Multe sunt lucrurile pe care e musai să le vezi odată ajuns aici. Casa Verde, o construcție din lut, urmașa modernă a caselor care se construiau pe vremuri, dar dotată cu toate cele necesare traiului, 100% eco, ridicată numai din materiale găsite la fața locului, integrată perfect în peisaj, căci acoperișul nu este altceva decât solul decupat de pe locul unde s-a ridicat căsuța, parcă așa, ivită din pământ. Aici unde carpații fac cunoștință cu Dunărea, se întinde parcul natural Porțile de Fier. Fluviul și-a săpat drum în stâncă și curge așa de milenii, prin cel mai lung defileu din Europa, numai puțin de 134 de kilometri. O zonă care se remarcă prin biodiversitatea luxuriantă, datorită și climei blânde și vânturilor ce bat câteodată cu putere. Nu întâmplător, simbolul parcului este laleaua de cazane, o floare gingașă ce își deschide petalele în fiecare an, în miez de primăvară, doar aici, pe versanții scăldați de soare ai ciucarului. Planta, unică în lume și protejată de lege, poate fi admirată doar de pe apă, iar asta a salvat-o de la dispariție. Tot o specie aflată sub protecția legii este broasca țestoasă bănățeană sau țestoasa lui Herman. E vorba de o reptilă de uscat care hibernează câteva luni bune pe an și trăiește până la venerabila vârstă de 60 de ani. E un animal pașnic, tare iubit de localnici, care îl consideră aducător de noroc. La intrarea Dunării în țară, Nera formează cea mai tânără delta Europei. Habitatul perfect pentru o mulțime de specii de păsări de apă. Aici zboară în voie, peste luciul apei ori peste stuf, migdal și smochin, egreta mică și stârcul cenușiu, cormoranul mic, buhaiul de baltă și stârcul pitic. Câtă bogăție de floră și faună, atâta bogăție în diversitatea etnică și culturală. Căci clisura Dunării e locul unde poți lesne auzi pe stradă limba română împletindu-se dulce cu graiul sârbesc ori cehesc. La Svinița Bunăoară, unul dintre satele de pe mal, sârbii sunt în proporție covârșitoare, nu de azi, de ieri, ci de pe vremea când s-au stabilit pe meleagurile astea, fugind din calea stăpânirii otomane. Svinița e de altfel cel mai vechi sat sârbesc din Clisură. Și așa cum nu-și uită originile și tradițiile, populația atât de pestriță a locului nu-și uită nici pământul, pe care îl lucrează cu sfințenie, ca la carte, așa cum îl lucrau și moșii și strămoșii lor, făcând din ogoare adevărate muzee vii în aer liber. Mai sus, în munte, satele arată altfel,
așa că lesne-ți poți da seama că te afli într-un sat cehesc, chiar fără să auzi o vorbă pe stradă. Căsuțele cu obloane colorate și portul popular pe care localnicii nu se sfiesc să-l poarte chiar și într-o zi obișnuită, vorbesc fără cuvinte despre tradițiile transmise din bătrâni, din vremea colonizării cehilor în zonă. Tot o tradiție a clisurii este, la Zvinița, creșterea smochinilor, cărora le merge de minune aici, în localitatea cu cele mai multe zile însorite pe an, după spusele sătenilor. Sigur, ajută și clima blândă, dar și grija svinițenilor care așteaptă cu nerăbdare rodul, ca să-l transforme în cele mai delicioase preparate. Dulceața de smochine pe care o pregătesc aici gospodinele, densă și aromată, e marcă înregistrată și e nelipsită de pe masa localnicilor, atunci când își așteaptă oaspeții. Oaspeții sunt bineveniți oriunde și oricând în zonă, fie că sunt români sau străini, fie că vin cu mașina, cu autocarul sau cu bicicleta. E tot mai obișnuită imaginea șirurilor de bicicliști care pedalează pe șosea, cot la cot cu Dunărea și cu pereții de stâncă. Din goana bicicletei, ai totuși răgazul să admiri cu adevărat muzeul geologic în aer liber, la oaltă cu liniștea ori tumultul fluviului curgând la vale în drumul către mare. Această porțiune intră de altfel în planul de a prelungi cel mai cunoscut traseu cicloturistic european, cel desfășurat de-a lungul Dunării de la izvoare. Pescuitul a fost dintotdeauna o activitate tradițională a localnicilor. Însă nu același lucru se poate spune despre pescuitul în exces, una dintre cauzele principale ale extincției unor specii de pești. Peisajul oferit de carierele de piatră, care mușcă muntele cu fiecare zi ce trece, nu are nimic nici el de a face cu ideea de natură sălbatică și nealterată, așa cum îmi doresc eu să rămân pentru generațiile viitoare. Și am tot mai puține șanse să rămân așa, aici, la Dunăre, atâta vreme cât malul apei geme de construcții ridicate fără niciun plan urbanistic și obturând accesul la faleză pentru oricine își dorește să stea față în față cu bătrânul fluviu. Asta sunt eu, sălbăticia din Carpați. Așa cum am trăit aici atâta mar de vreme, încă pe atât aș vrea să mai rămân. Puternică, bogată, în armonie cu oamenii care viețuiesc aici. Bogăția mea e bogăția voastră, dacă știți ce să faceți cu ea.